vrei tu. Bun, acum suntem gata și iată-ne foarte fericiți că ne reîntâlnim cu Loredana, de care clar ne-a fost dor. Noi am mai încercat așa subiecte din zona aceasta, neavând neapărat competențe, dar le-am mai încercat. Am zis măcar așa, să le aducem la cunoștință, chiar dacă nu știm noi să le înțelegem foarte, foarte bine. Așadar, mulțumim și bine ai revenit, Loredana! Bine v-am regăsit și mi-a fost și mie foarte dor de voi și de emisiunile noastre de dimineață. Recunosc că am fost în suprasarcină în prima parte a anului și mă bucur să vă regăsesc. Da. Știm că ai fost foarte ocupată și, iată, e întotdeauna dificil, mai ales în ultima perioadă, să mai strecorim programul și așa, supraaglomerat și câte ceva nou. Dar de acum ne-am pus așa în linie dreaptă și ne întâlnim în fiecare vineri, astfel încât să aflăm un pic ce se mai întâmplă în zona aceasta economică, a fiscalității. Și mi-a atras atenția ce îmi spuneai mai devreme, Loredana, că simți așa puțin, cel puțin în ceea ce privește digitalizarea aceasta pe care o trâmbițăm în stânga și în dreapta, simți că în unele locuri, practic, ne întoarcem în trecut, ne întoarcem acum câțiva ani, când poate abia începuse procesul digitalizării, pentru că, iată, unele lucruri nu merg atât de lin sau de bine cum se întâmpla poate în pandemie. Cu tristețe, deci cu tristețe și cu frustrare am constatat că avem din ce în ce mai multe sincope în procesul de comunicare online și că din ce în ce mai mult ne întoarcem la ghișeu, cu toate că digitalizarea a funcționat impecabil începând cu 2020-2021. Da, așa este, Alina. Poate vom aborda separat acest subiect Sigur. și am rămas uimită să constat că aceeași lege funcționează diferit în două județe sau în trei județe și că același document transmis în SPV într-un județ este lizibil și în alt județ este ilizibil sau aceeași formă de înființare într-un județ funcționează imediat și în alt județ îți mai cere încă o hârtie. Da, așa este. Se pare că încet și cu pași siguri ne întoarcem în trecut, dar asta e altă discuție. Sper să fie doar o simplă percepție așa, a unui prezent mai degrabă neclar pentru toate părțile. Hai să ne oprim astăzi, noi am și anunțat subiectul ceva mai devreme. Vorbim despre micro-întreprinderi și vorbim un pic despre opțiunea de a aplica regimul de impozitare potrivit. De ce facem asta? Pentru că înțeleg că e timp de alegere, adică, mă rog, aproape o săptămână mai e, până când antreprenorii mici își pot alege timp. Tipul de impozitare. Bineînțeles că vorbim aici de a avea sau nu avea angajat, nu? Cam despre asta este vorba și am zis că ar fi potrivit astăzi să ne adresăm antreprenorilor mici, să ne adresăm acelor antreprenori care până la 31 decembrie au funcționat în regimul de impozitare al micro-întreprinderilor fără angajați și care au plătit 3% pe venituri, pentru că pentru ei este cea mai dificilă opțiune între a alege dacă rămân micro-întreprindere sau își mut activitatea pe PFA. Este o alegere mai delicată și este o alegere care trebuie luată conștient și în funcție de valorile impozitelor care merg la stat și în funcție de ceea ce se întoarce înapoi la tine pe principiul contributivității. Până la urmă, despre asta este vorba. După cum știm, recapitulăm în 30 de secunde. Cu 1 ianuarie 2023 se schimbă paradigma impozitării. Regimul micro-întreprinderilor din regim obligatoriu devine regim opțional. Opțional înseamnă că dacă mi este avantajos din punct de vedere fiscal, îl aplic. Dacă nu mi este avantajos din punct de vedere fiscal și nu fac o optimizare fiscală, nu îl aplic. Dar, ca și orice avantaj, îl pot aplica dacă îndeplinesc o condiție. Care sunt condițiile? Condiția este ca la sfârșitul anului precedent să am cifra de afaceri până în 500.000 de euro și să am un salariat. Ei, și acum începe analiza. Când De este bani de dat înapoi, da. Când este avantajos și dacă este avantajos să plătesc impozite 1% sau dacă este avantajos să plătesc contribuțiile pentru un contract de muncă, adică undeva la 13.000 de lei pe an, dacă activitatea presupune
nevoia existenței unui salariat sau existența unui salariat o creez artificial doar pentru a plăti acest impozit de 1%. Sunt foarte mulți factori care trebuie analizați pentru a vedea dacă mențin sau nu mențin regimul de micro-întreprindere, mai ales că el poate fi exercitat o singură dată. Dacă nu există posibilitatea aceasta într-o micro-întreprindere de a avea un angajat, pentru că activitatea în sine, pentru ea nu e necesar să fie doi oameni, sau pentru că încasările sunt mult, mult mai mici, care e opțiunea pentru cineva care a avut până la 1 ianuarie sau are în continuare, e antreprenor mic și are o micro-întreprindere? Adică există și o altă opțiune să treacă la un alt sistem de impozitare? Există opțiunea de a-și muta activitatea pe un PFA. Și atunci vine judecata antreprenorului împreună cu contabilul sau cu consultantul pe care îl are. În momentul în care tu ești un antreprenor mic, care ai un business de familie, ai un business din care tu îți câștigi banii de acolo, tu ca persoană unică, ca susținător al familiei, de aia spun, astăzi ne adresăm antreprenorilor mici, ne adresăm susținătorilor de familie, nu ne adresăm business-urilor mari. Și în mod forțat sau te-ai dus inconștient sau te-ai dus cu valul sau te-ai dus după știrile de presă și ți-ai făcut un contract de muncă involuntar la 22. 31 decembrie 2022 ca să-ți îndeplinești condiția de micro. În calcul rezultă 13.000 de lei de plătit pe an ca tu să poți să îndeplinești condiția de micro. Tu ai activitate de comerț, da? Din care faci un profit, faci un adaos comercial de 15%. Din acel 15%, 1% dai la stat impozitul micro. Îți mai rămân 14%. Din acei 14%, 8% dai impozit dividende ca bani să poată ajunge în buzunarul tău. Deci, practic, gradul de impozitare progresivă este destul de mare. Da, așa este, așa este. În momentul în care faci o activitate de comerț cu o rată de rentabilitate undeva între 15 și 20%, sfatul meu este ca acel business să-și îndrepte atenția spre o formă de organizare PFA. De ce? La PFA, contributivitatea la pensii și la asigurări de sănătate este o opțiune viabilă întotdeauna, pentru că până la urmă trebuie să contribui la sistemul de pensii și la sistemul de sănătate. Nimeni nu spune că să nu-ți fac, eu nu susțin să nu îți faci contract de muncă sau să nu plătești la contribuțiile Sigur. sociale. Aici vorbim strict despre cum este mai avantajos, mai ușor și mai optim pentru un business mic să-și desfășoare activitatea. Și atunci, ca variantă alternativă la aceste tipuri de business-uri, este PFA-ul. PFA-ul este o formă organizatorică ușor de înființat. La Registrul Comerțului se înființează imediat, la fel de ușor se desființează. Are costuri administrative extrem de mici față de o societate. Are sistem declarativ extrem de sumar. Are o singură declarație fiscală de depus pe an, respectiv declarația unică, asta în condițiile în care nu are angajați, și are acces imediat la bani. Ca să ai acces imediat la bani la o societate comercială, este un parcurs mai dificil. La o societate comercială, poți avea acces doar la profitul anului trecut, imediat. Ca să ai acces la profitul anului curent, trebuie să aștepți să treacă un trimestru, trebuie să depui niște situații financiare interimare și trebuie să plătești impozit de 8%. Da. Deci, ca simplitate, noi toți trebuie să ne îndreptăm spre forme simple, trebuie să ne îndreptăm spre să ne simplificăm felul în care trăim, felul în care ne desfășurăm activitatea. Stai că tocmai îmi fugise o idee legată de PFA-uri. În plus, pledoaria mea pentru firmele mici de a-și analiza foarte atent activitatea și de a își reconsidera dacă rămân ca societăți și dacă rămân micro-întreprinderi și dacă optează să fie micro-întreprinderi până la 31 decembrie, martie 2023, mai ține încă de o sarcină administrativă care va intra
de o sarcină declarativă care va intra în vigoare cu 1 ianuarie 2025. Cu 1 ianuarie 2025, absolut toate societățile comerciale, mai puțin persoanele fizice autorizate, vor avea obligația de a transfera către organul fiscal toate informațiile din contabilitate sub forma acelei declarații care se cheamă SAFT, fișierul standard de control fiscal, care este iarăși o sarcină administrativă în plus, care va genera iarăși costuri administrative societăților. Dar este foarte bine ca în acest moment, până la 31 martie, fiecare să-și analizeze dacă decizia de a rămâne în forma de activitate SRL și dacă varianta de a rămâne micro-întreprindere este optimă fiscal și optimă din punct de vedere al desfășurării activității. Pentru că costul nu este numai fiscal, este și cost administrativ. Administrativ, am zis bine? Da, așa e. Rădăna, mulțumim tare mult. Concluzia e foarte, foarte simplă, aș spune eu. Fiecare antreprenor mai mic, că asta a fost discuția și când vorbim mai mic, vorbim de sub 500 de mii, nu? Vorbim de antreprenorii mici care au o cifră de Așa afaceri e, de așa e. până în 100.000 de euro, să spunem. Așa e, da, la asta mă gândeam și eu. Am așa 20, 30, 40.000 de euro și mai sunt două aspecte foarte importante legate de acel salariat care aș vrea să le menționez. Una este foarte clară și foarte bine specificată în codul fiscal legată de salariat. Codul fiscal spune că odată ce ai optat să fii micro-întreprindere, ești obligat să menții salariatul. În cazul în care salariatul îți dă demisia sau tu desființezi postul, ai obligația ca în 30 de zile să reînnoiești contractul de muncă, să faci un nou contract de muncă. Însă, mai este o prevedere legată de suspendarea contractului de muncă. Prevederea este destul de fragilă din punct de vedere fiscal, din punctul meu de vedere. Suspendare, în principal, toată lumea prin suspendare înțelege un concediu fără plată. Codul fiscal spune că o singură dată pe an și maxim 30 de zile ar putea ca un singur salariat, dacă ai un singur salariat, să fie fără plată și te menții micro, dar din modul în care este formulat acel text de lege, să sperăm că va fi clarificat, nu se înțelege ce se întâmplă în cazul suspendării raportului de muncă într-un concediu medical. Pentru că concediu medical presupune tot suspendarea raporturilor de muncă. Și Da. dacă ai un singur salariat care, ferească Dumnezeu, se îmbolnăvește 90 de zile, acolo nu precizează foarte clar ce se întâmplă cu regimul micro. Precizează doar că dacă tu ai un raport de muncă, ai un singur salariat și ai un raport de muncă suspendat, practic după 30 de zile de treci la impozit pe profit. Acolo ar fi o chestie foarte fragilă care ar trebui urmărită îndeaproape cum va fi clarificată în viitor. În rest, le doresc înțelepciune tuturor antreprenorilor mici, atenție în business și atenție și multă, multă, cum să spun eu, inspirație în a-și alege Inspirație în forma de alegeri, da. organizare. Da, asta e. Și pentru clarificări și multe, multe detalii, e foarte bine să apeleze la contabilul pe care îl are fiecare, astfel încât împreună cu acesta să ia o decizie potrivită lui, că nu există o decizie corectă sau incorrectă, ci mai degrabă potrivită cu fiecare situație. Așa Mulțumim, o plăcere să te avem alături din nou, Loredana. Ne reauzim săptămâna viitoare, la finalul săptămânii, de această dată, vinerea, da? mulțumesc frumos, pentru mine este o bucurie să vă regăsesc. Și stop. Auzi, Maxu, da.